Știi că te urmăresc, nu? Pe platformă. Bine ai venit. Felicitări pentru ce faci. Mulțumim mult, Alibar este numele meu, sunt coordonatul platformă și casă și vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră. Cine suntem noi? Însă înainte de a spune cine suntem noi, practic, să fac tranziție între cine suntem noi și următoarea remarcă. Apreciez foarte mult că aici, în casa dumneavoastră, am auzit folosindu-se termenul de partid în aceeași construcție de mișcare. Noi, cei de la platformă și de casă, suntem o mișcare. Suntem o mișcare de drepturile omului și considerăm că suntem un stat, dacă vreți, al societății civile rome. Avem trei ani jumate, aproape, aș spune, de existență. Suntem un grup de experți care venim din diverse zone. Antreprenoriat, avem colegi care au fost secretari de stat ministri, colegi care vin lucrând ani de zile pe lângă instituțiile din țară, să considerăm că pentru societatea civilă romă și pentru comunitățile de rom este imperios necesar să existe un T0 și, dacă vreți, o reformă. Motiv pentru care misiunea noastră este de a mobiliza și remobiliza societatea civilă romă, de așa încolo cât să ne asigurăm că principiile bune de noi sunt asigurate. Sunt un pic pompos, de fapt ce facem este să organizăm comunitățile de rom și să punem în paralel presiune pe autorități, indiferent că sunt ele locale, regionale, naționale sau europene. Și în sensul ăsta am avut o serie de succese. De la președintele României actual, care și-a asumat amendamentele noastre, de consultările avute comunitățile de rom, până la primari care au generat până la urmă bugete de 2 milioane de euro într-o comunitate undeva prin vastu. Ce facem este să ne asigurăm că se întâmplă anumite principii. Principii și valori sub care noi funcționăm. Avem o doctrină sub care funcționăm, avem un set de norme. Norme și unde văd anumite similitudini, dacă permiteți, cu partidul dumneavoastră, nu căutăm cantitate. Căutăm calitate. Ne trebuie oameni care să adere la principiile și la valorile noastre. Doar așa considerăm că această paradigma a schimbării sau teoria schimbării se poate întâmpla. Am început prin a solidariza cu niște incidente din nefericite din Italia, când o întreagă comunitate, unul din cele mai mari claturi de romi, a fost pur și simplu extirpată de acolo cu violențe destul de nefericite și unde am reușit în scurt timp să mobilizăm un număr de 1000 de oameni și am avut un proces de solidaritate pentru incidentele de acolo. Acțiunea pe care am mai realizat-o pe diverse ocazii, inclusiv împotriva furtului votului, pentru că știți foarte bine comunitățile de rom, manipularea votului este destul de frecventă, să spunem, și unde de asta ne aflăm și apropo și de schimbările climatice, unde e o paradigmă destul de complicat atunci când e vorba de comunitățile de rom, pentru că conform băncii mondiale, 82% din comunitățile de rom nu beneficiază de drum, asfalt, canalizare sau proiect de legi. Și avem copii care se duc la școală, în continuare, și nu beneficiază de curent electric. Nu ați adunat în lucrări. Se duc chestiunea asta. Comunități în care lucrăm. În momentul, una din cauzele principale este acest proces, să spunem, electoral viciat, pe care noi încercăm să-l schimbăm. Și o să vă invit să intrați și pe pagina noastră de Facebook, să vedeți de la proteste și acțiuni civice, de la acțiuni spontane, așa cum nu trebuie și pe Ole, poate să confirme că a fost alături de noi foarte multe ocazii, nu interactiv și de seama, apropo, ai unii până la urmă și nu ai României. Și de voi invit să vedeți ce facem. Noi n-am venit aici să vă ofertă, să ne prezentăm, am venit să practic să subliniem necesitățile pe care această societate românească le are. Necesități care, uite, sunt în vreme de război. Și mi-amintesc cu emoțiile, am aproape 37 de ani, și mi-a fost frică când am deschis televizorul și am văzut că este război. Unde nu credeam vreodată că se poate întâmpla, se mai poate întâmpla chestiunea asta, mă gândeam la tot felul de suferuri, în fine, un război, per se, n-am văzut că se mai poate întâmpla.
și unde imediat la începutul lunii martie mi-am zis că am reușit să ne mobilizăm, să conlucrăm inclusiv organizații cu partide și așa mai departe, să putem să venim în sprijinul victimelor fugite din calea războiului. Și pentru asta am reușit și noi să ne mobilizăm, am avut un centru permanent în Gara de Nord, lucru cu centrele de refugiați și așa mai departe. Și, bineînțeles, avem colegi în momentul ăsta, colege, mai bine zis, cu care lucrăm pentru a veni sprijinul refugiaților. Și unde l-am cunoscut și pe Oleg, bineînțeles, și care în continuare vrea să se sprijinul acestor refugiați. N-ar vrea să vă rețin prea mult, însă încerc să țintesc către anumite puncte pentru a duce la o sigurință. Că e vorba de război, că e vorba de condiții paupere, să spunem, de trai în ceea ce privește comunitățile de rom și România știu foarte bine despre ce vorbim, despre societatea românească. Că vorbim despre ce spunea europarlamentarul general Freund. Dacă există, există opoziție din partea Partidului Verde, dar și a noastră a societății civile, în ceea ce privește trendul acesta crescător al Partidului de Dreapta, se vedea Victor Orban și toții că de curând au avut și câteva declarații. Nu mai vorbim de ce se întâmplă în Ungaria și așa mai departe. Există un trend care, până la urmă, este ușor de anticipat, de nociv și toxic poate să fie pentru statele, să spunem, membre cu o economie slabă și cu cât un stat are economie mai slabă, cu cât grupurile vulnerabile sunt rămâne. O parte din misiunea dumneavoastră a verzilor este să apărați grupurile vulnerabile. Parte din principiile și valorile dumneavoastră sunt dreptatea socială și egalitate. Credem cu tărie, atât noi cei de la platforma Civic Arasel și repet, nu suntem satelit cu fondul particular. Nu am venit să ne vindem cu secundă alte organizații. Am venit să stabilim până la urmă puncte de legătură și de asta am procesat această invitație. Pentru că sunt o problemă de similitudine pe întregetele noastre. De la climă, dacă vreți, până la ceea ce înseamnă dreptate socială. Modul nostru de operare este total, dacă să știți. Ne consultăm cu comunitățile, primim o serie de amendamente, le punem pe masa guvernului, primarului, europarlamentarului, președintelui României. Și le asumă, facem echipă împreună. Nu și le asumă, te obligă. Pentru că noi credem în drepturile cetățenești. Și dumneavoastră, ca și activiști, ca și membri ai acestui partid, ai acestui șchep, ce să înțelegeți ce putere poate să aibă acest drept cetățenesc. Sunt multe de spus. Revin prin a vă spune că, da, există un T0 și T0-ul ăsta înseamnă că noi, până la urmă, ca și membrii societății civile și actori relevanți politici, trebuie să conștientizăm starea în care suntem și să facem pașii în sensul ăsta. Indiferent de barierele pe care le mai putem întâlni. Vă mulțumesc mult! Sper să avem ocazia să depunem manifestul și cuvântul de guvernul de Comunitatea. Următorul vorbitor îl invit pe scenă pe Alessandro Amato de la industria high-tech Carbon Dynamics, fost membru Greenpeace în anii 80. Mă numesc Alessandro Amato, sunt jumătate italian, jumătate olandez și după peste 30 de ani în România și pe neveste sunt și jumătate română.